Bună ziua, dragi prieteni ai editurii Lumen! Bună ziua, dragi cititori! Bună ziua, dragi filozofi! Și nu numai! Avem astăzi bucuria să ne întâlnim la un nou târg de carte Gaudeamus. De data aceasta, Gaudeamus Cluj-Napoca, ediția 2022, și să continuăm seria cafenelelor filozofice Lumen, cafenele filozofice care de acum au intrat în tradiție și care, așa cum v-am obișnuit, abordează curajos subiecte de mare interes, subiecte actuale și uneori subiecte dificile. Pentru astăzi v-am propus un subiect care credem noi că vă va atrage atenția prin importanța lui. Titlul acestei cafenele filozofice este Etica în vremuri de război și îl organizăm alături de trei filozofi. Domnul profesor universitar dr. Bogdan Popoveniuc de la Centrul de Cercetări în Etică Aplicată a Universității Ștefan cel Mare din Suceava, domnul profesor universitar dr. Viorel Rotilă de la Facultatea de Istorie, Filozofie și Teologie a Universității Dunărea de Jos din Galați și domnul profesor universitar dr. Antonio Sandu de la Facultatea de Drept și Științe Administrative a Universității Ștefan cel Mare din Suceava, de asemenea specialist în consiliere filozofică. Acest eveniment pornește de la ideea că umanitatea are conflictul în minte, în suflete și de multe ori îl translează în acțiuni. Și asta încă din zorii nașterii acestei specii frumoase căreia îi aparținem, Homo sapiens. Și astăzi, totuși, draga umanitate este bulversată de conflictul militar dintre Ucraina și Rusia. Dar acest conflict militar este doar un punct de plecare, doar ideea de la care a plecat această cafenea filozofică. Și ideea mai largă este că un conflict armat dintre două state nu este doar un conflict armat dintre două state, ci datorită reacțiilor comunității internaționale prin sancțiuni, prin moratorii impuse statelor agresoare, datorită fenomenului globalizării informaționale a situației refugiaților din zonele de conflict, conflictul dintre două state afectează conștiința tuturor și îi implică pe toți. Cel puțin atât timp cât ne simțim afectați de atrocitățile războiului, de imaginile șocante cu victimele umane ale conflictului, fie aceștia militari sau, din nefericire, de multe ori civili. Așadar, apar mai multe întrebări. Există vreo etică în război? Sau etica a războiului? Cum ar putea filozofia să ajute la clarificarea dilemelor morale și nu numai generate de conflictele armate? Ce se întâmplă cu etica umanității atunci când apar războaie? Nu știu cui să dau cuvântul prima dată, nu știu cine dorește să deschidă. Am să întreb cine este mai curajos, pentru că este o temă sensibilă și acum fac apel la curajul celor trei invitați. Așa că oricare dintre cei trei invitați pot începe. Dacă mă simt oarecum și gazdă, fiind și directorul editurii Lumen, editura care organizează acest eveniment în cadrul târgului de carte Gaudeamus Cluj. Vedeți că noi suntem acum virtual la Cluj. Să fac ficile de gazdă, ca să spunem așa, deși gazda întâlnirii este Alexandra Huidu. Și voi spune că atunci când am gândit această cafenea filozofică împreună cu colegul și prietenul meu Bogdan Popoveniuc, sigur am plecat de la ideea că există o etică a războiului, dar dincolo de această idee, mi se pare mult mai important să vorbim despre etica în vreme de război. Ce relevanță mai are etica atunci când unul sau mai multe războaie se desfășoară în același timp? Ce relevanță și ce putere de a schimba realitatea o are până la urmă această acțiune umană de a fi drepți, corecți, iubitori, pentru că etica este a dreptății, a grijii și multe alte moduri de a gândi etica. Ce relevanță are gândirea etică în vremuri de război? Și dacă filozofia în sine, dacă etica și etica aplicată mai ales, poate să ajute cu ceva
Nu ajungem până la nivelul dacă etica poate să ajute umanitatea, deși ăsta este scopul final al eticii, la urma urmei, dar aș vrea să mergem și spre planul uman direct. Poate etica ajuta pe noi, cei care trăim în vremuri de război, chiar dacă războiul nu e direct pe în țara noastră, direct în zona în care ne aflăm, ci în o vecinătate imediată, fie fizică, fie spirituală, dacă ne poate ajuta cu ceva etica și dacă noi, ca filozofi, ca eticieni, putem avea o contribuție în această direcție. Poate ar fi în cuvinte mari să spunem spre o umanitate mai dreaptă, mai bună, sau poate spre o umanitate mai umană. Și sigur aș invoca aici faptul că, da, există o etică a războiului din vremea samuraiilor și se numește Bushido, dar că probabil nu ne luptăm sau cei care sunt beligeranți astăzi nu urmează un asemenea cod și poate că astfel de coduri de etică nu mai sunt reale sau viabile și aș vrea să ne punem întrebări despre ce înseamnă etică, ce înseamnă război, ce mai înseamnă reciprocitate, ce mai înseamnă grijă, ce mai înseamnă umanitate. Pornind de la ceea ce spunea adineaur domnul profesor Antonio Sandu, avem un drept umanitar al războiului și cu toate acestea vedem imagini cu civili care sunt mult, mult prea aproape de zonele de conflict. Cine se mai simte curajos să facă a doua intervenție? Poate domnul profesor Bogdan Popoveniuc, dacă tot domnul profesor Sandu a depoalat faptul că a fost o temă coautorată cu dumnealui? Ceea ce strategia pe care o aplică Alexandra se potrivește perfect cu modul în care cred eu că am putea sau ar trebui abordată această problematică a eticii în vremuri de război, ea făcând apel la psihologia umană, dincolo de cadrele civilizate, avansând termenul de curajos în prezența unor persoane de sex masculin, a căror formare ancestrală este sensibilă la astfel de apelative. Cred că același lucru se întâmplă și în condițiile temei discutate, care, în primul rând, aș vrea să spun că pentru a putea, în viziunea mea, să fim utili cu ceva, avem datoria să abordăm realist. Iar unul din exemple este faptul că pentru noi acum această situație este excepțională, pentru că avem un război în Europa sau la marginea granițelor Europei, depinde cum o luăm administrativ, politic, geopolitic și așa mai departe, dar războaiele nu au prea încetat. Când erau departe, nu erau o astfel de problemă pentru noi. Când au venit în pragul casei noastre, ne-am dat seama că acest pericol nu a dispărut niciodată și îmi vine în minte cartea lui Norbert Ellis, Procesul civilizării, care se încheie exact cu aceeași idee, că pericolul războiului nu a trecut atâta timp cât procesul civilizării nu se va fi încheiat. Nu vreau să spun că este vorba de o ipocrizie, faptul că noi nu am sesizat cu o asemenea atât de mare acuratețe și sensibilitate faptul că există războaie atât timp cât ele erau îndepărtate. Și tocmai faptul că avem încă acest decalaj între gândirea lucrurilor și trăirea lucrurilor. Iar pentru etică acest lucru este decisiv. În aceeași notă de realism pot îndrăznesc să afirm ceea ce colegul Antonio Sandu spunea, că ar fi vorbe mari, că etica ar fi scopul umanității și așa mai departe. Eu zic din potrivă, pragmatic privind,
etica este umanitatea, pentru că este vorba de o ordine pe care această specie o a instituit-o, a creat-o și a instituit-o pentru a reglementa relațiile dintre membrii speciei, dincolo de determinările și mecanismele naturale. Deci, practic, este o co-creație naturală a speciei noastre. Nu e un ideal, e o realitate. Și cred că la nivelul actualii dezvoltare tehnologică, șansele noastre de supraviețuire vor depinde de ce anume va triumfa. Dacă vom reuși să impunem această confabulație cu reglementările, mecanismele, limitările pe care le impune impulsurilor și nevoilor, sau vom ceda acelor pulsuri. Și nu în ultimul rând, cel de-al treia lucru care vreau să-l spun, problema, adică să-l lansez ca temă de dezvoltat, e această problemă între gândirile raționale, teoretice ale eticii și mecanismele psihologiei umane. Noi suntem, dorim, din imaginea noastră de sine face parte acest lucru că suntem persoane corecte. Indiferent care, poate cu excepția o persoane care sunt patologic afectate, da, și n-ar avea capacitatea de a înțelege, de a-și asuma aceste reglementări etice, dar ele sunt mult prea puține, adică procentul este infim. În rest, toate persoanele au o imagine de autolegitimare a propriilor acțiuni, că într-o formă sau alta este corect ceea ce fac sau că așa ar trebui să facă. Chiar dacă aceste ar trebui, poate să fie opuse de la o persoană la altă și să ajunge la conflict, violență și chiar crimă la urma urmei, dar trebuie acela al fiecăruia este un trebuie de corectitudine, de legitimare. Ori, tocmai aici apare această problemă a racordării raționalității filozofice, raționalității etice, de mecanismele reale care există, pentru că ființa umană este o ființă în devenire. Prin această confabulație etică pe care am creat-o, noi ne transformăm și ne definim și prin asta evoluăm. Dar, probabil, așa cum dau din nou exemplul care l-am folosit și în altă situație, dacă această ordine pe care noi vrem să ne-o impunem este mult prea depărtată de posibilitățile noastre psihologice la ora actuală, este posibil să ajungă într-un dezastru sau eșec. Cum s-a întâmplat, de exemplu, cu idealul comunist, care în teorie, în teoria pură, era foarte frumos, egalitate, fraternitate, absolut mai mult de John Lennon, Imagine sau altceva, nu-ți puteai imagina, dar care s-a transformat în cea mai urâtă distopie a perioadei secolului trecut. Dacă tot domnul profesor Popoveniuc spunea din ori că din punct de vedere psihologic această cafenea filozofică este ghidată într-un anumit fel, m-am simțit ca un fel de stat problemă într-o geopolitică complicată, în care statul problemă vine și ridică aspectele sensibile, pune probleme tuturor statelor mari din jur și încearcă să creeze alianțe. Și acum am să încerc să-mi creez o alianță cu domnul profesor Viorel Rotilă, să văd dacă dorește și dumnealui să intre în discuția despre beligeranță. Eu sper din tot sufletul dumnealui, fiind unul dintre invitații speakeri, să nu opteze pentru neutralitate sau pentru mai grav pentru neutralitate perpetuă și să dorească să vină alături de noi în această discuție. Domnule profesor, credeți că etica ține de depărtarea în spațiu și de depărtarea psihologică?
etica este o problemă de depărtare psihologică, pentru că domnul profesor Popoveniuc spunea conflicte există pe glob tot timpul, dacă am înțeles eu bine, numai că sunt îndepărtate nouă și până în momentul în care nu se apropie puțin de granițele noastre, parcă nu le vedem, parcă nu le simțim, suntem oarecum indiferenți. Sper că am înțeles bine, domnule profesor Popoveniuc, ce spuneați. Credeți că etica este o problemă de proximitate, domnule profesor Rotilă? Bună ziua! Dumneavoastră, ascultătorilor, teleascultătorilor, nu știu care este definiția corectă în acest context, în logica sugerată de colegul Bogdan Popoveniuc, în acea logică a curajului, s-ar părea că sunt pe ultimul loc. Mărturisesc că mi se potrivește acest loc din perspectiva, în primul rând, din perspectiva competențelor etice. Nu am abordat o astfel de problemă, nu am o pasiune de studiu pe zona eticii și o să încep prin această mărturisire. Nu sunt specialist în domeniu. Poate am așa aveai competențe în drept care m-ar putea ajuta pe alocuri. Suplimentar, tot din categoria introducerilor, aș începe prin a schița un orizont de așteptare care ocupă o majoritate a publicului. E acel orizont în care trebuie să ne declarăm susținerea pentru Ucraina și să spunem că inamicul este Rusia, este invadator în mod clar și este dușmanul prin excelență. Și în mod sigur trebuie să mărturisesc că împărtășesc ideea că suntem într-un conflict armat, asimetric, inclusiv din perspectiva forței, dar asimetric din perspectiva justificării, morale. Adică avem o situație în care un stat obișnuit să facă astfel de gesturi a invadat un alt stat. Și să înțelegem exact unde ne aflăm. În egală măsură, să știți că nu pot să fiu neutru și s-ar putea să risc în această logică a forțării noastre să ne exprimăm unilateral într-o singură direcție, s-ar putea să risc acuzația de parcă putinism, e la ordinea zilei, o acuzație adusă tuturor celor care încearcă să schimbe cadrul, să privească problema dintr-o perspectivă mai largă. Ori, domnul Bogdan Popoveniuc exact asta a sugerat. Domnule, haideți să ne așezăm în special să abordăm problema dintr-o perspectivă realistă. Observați că încă nu v-am răspuns la întrebare și n-am de gând să vă răspund niscavaiti. Deoarece observațiile colegilor de discuții mi-au atras atenția, mi-au născut câteva idei și suplimentar pregătisem și eu o scurtă intervenție, haideți să spunem, cu caracter introductiv. Am o mare problemă în a discuta despre etică în contextul războiului. Și am văzut sugestia domnului profesor Antonio Sandu că, uite, domnule, putem găsi un exemplu în codurile budiste, în arta războiului și așa mai departe. Însă eu aș spune că războiul suspendă o bună parte din mijloacele de presiune specifice moralei, făcând într-o măsură semnificativă inaplicabile mecanismele de funcționare ale eticii. Războiul mută, orice război mută relațiile umane într-o logică a forței. În consecință, regulile trebuie apărate de forță, prin forță. Asta înseamnă recurs la lege, morala, spuneam, s-ar putea să fie ineficientă și, mai ales, aș spune cumva din păcate, recurs la forța armată. A vorbit de etică în timp de război, spuneam, este problematic. Poate că formula coduri militare ar fi mai adecvată și eu aș reține un alt moment de referință mai aproape de noi, să spunem Convenția de la Geneva. Și voi, eventual mă voi așeza un pic pe această direcție de discuție, dar mai întâi voi lărgi, cu permisiunea noastră, cadrul de discuții sugerat de colegul Bogdan Popoveniuc. Cred că în principiu avem două perspective diferite de abordare a problemelor acestora cu care ne confruntăm, care au ajuns lângă noi. Ele au fost cumva lângă noi mai tot timpul, dar acum și-au accentuat prezența, să spunem așa. Prima perspectivă este perspectiva ideală. Este o perspectivă bazată pe valori, pe umanitate, compasiune și alte elemente de acest gen care țin de ingredientele fundamentale ale umanității. Ea este punctul de referință al dorințelor noastre și, în majoritatea cazurilor, cel puțin așa sper, al comportamentelor noastre.
În consecință, perspectiva ideală este intens orientată către viitor. Spre exemplu, ea oferă principalul cadru al reglementărilor juridice, reglementări care încearcă să regleze iarăși pe viitor situații. Însă, alături de perspectiva ideală, stă perspectiva pragmatică, realistă. Iar perspectiva pragmatică presupune o judecată rece a realităților prezente și chiar a celor trecute. Unele din comportamentele noastre fac parte din această categorie, adică scapă cumva perspectivei ideale. În domeniul dreptului ar putea fi gândită ca partea de idealitate pe care o reușim să o realizăm din ceea ce ne-am propus în mod ideal. În egală măsură, cele două contexte, cele două nivele de referință, cel ideal și cel pragmatic, constituie contexte diferite de interpretare a faptelor. Deoarece ne proiectăm viitorul în funcție de trecut, cel mai adesea prin proiectarea negativă asupra faptelor trecute, contextul ideal tinde să dețină locul dominant. Adică tindem să judecăm faptele trecute în funcție de idealurile noastre. Una din abordările specifice acestei idealizări duce la niște distorsiuni, la niște contorsionări ale trecutului, adică la abordări care înlocuiesc obiectivitatea cu ideologie. Cred că în plan global, întorcându-mă un pic la problema etică, cred că în plan global amploarea diferențelor culturale determină o dificultate axiologică ce face imposibilă utilizarea moralei drept cadrul general de reglementare a comportamentelor în caz de război. Cred că acesta este subiectul. În consecință, soluția unor norme juridice internaționale cred că este singura abordare cu șanse reale de a stabili niște reguli. Căutarea unui punct de referință actual în privința comportamentelor în timp de război mi-a furnizat ca model statutul de la Rom, elaborat în 1998, cred că a intrat în vigoare undeva în 2002. Acest statutul de la Roma asigură cadrul juridic de funcționare a Curții Penale Internaționale de la Haga. Nu o confundăm cu Curtea Internațională de la Justiție, care se află tot pe acolo. Acest statut și Curtea Penală Internațională constituie fundalul discuțiilor despre genocid, crime de război și așa mai departe, în contextul actual. Sugeram că avem convenția de la Geneva și mai avem câteva convenții care au și ele contribuții semnificative, dar statutul de la Roma deține rolul dominant deoarece are un instrument de acțiune numit Curtea Penală Internațională. Dacă poate să ne întristăm așa un pic, asemenea oricărui cod penal în privința comportamentelor în timp de război, statutul de la Roma conține o serie întreagă de interdicții, alături de câteva prevederi privind funcționarea curții și așa mai departe. Tot ca în cazul oricărui cod penal, putem citi interdicțiile din statutul de la Roma pentru a înțelege de ce am fost în stare și de ce suntem în stare în timp de război, orice interdicție indicând o zonă a temerii față de om. Statutul de la Roma e cumva o încercare a umanității de a introduce un dram de etică într-un tip de comportamente extrem de rezistente la abordările etice. Aici apare însă o problemă pe care ar fi bine să o discutăm măcar în această parte introductivă. Statutul de la Roma este aplicabil doar statelor părți, adică statelor care au acceptat jurisdicția acestui statut și susținerea Curții Penale și susțină Curtea Penală Internațională. Din această perspectivă, cred că merită reținute câteva realități triste. Spre exemplu, cea mai tristă realitate e faptul că Rusia nu este parte. Dacă avem în vedere că aproape 80% din interdicțiile existente în statutul de la Roma s-au transformat în acuzații susținute de dovezi din ce constatăm aduse la adresa comportamentului armatei rusești în Ucraina, ne dăm seama că avem o problemă foarte mare. Însă, faptul că nu este parte ne duce la o altă idee. Cetățenii ruși nu pot fi judecați de Curtea Penală Internațională, cel puțin nu atât timp cât se află pe teritoriul Rusiei.
O problemă oarecum secundară, dar merită amintită, o constituie faptul că nici Ucraina nu este parte. Deși a semnat statutul în 2000, nu l-am ratificat nici până în prezent. Asta ar însemna, și vorbesc aici de riscul maxim, că ceea ce se petrece pe teritoriul Ucrainei excede competența Curții. Există însă o posibilitate care a fost creată prin două declarații de recunoaștere a jurisdicției Curții Penale Internaționale date de Ucraina în 2000, la grefa Curții în 2014, declarația în 2014 privea doar intervalul, cred că 2013-2014, și mai ales cea din 2015 care este pe viitor. Deci reținem că în problema Ucrainei am putea utiliza acest cadru de referință în privința regulilor în timp de război. Surprizele însă nu se opresc aici. Lista absențelor, lista statelor care nu susțin statutul de la Roma, fiind un indiciu al absenței aderenții la aceste valori. Vă voi da câteva exemple care merită reținute. Nu susține statutul de la Roma, nu susțin Statele Unite ale Americii. Deși prin președintele Bill Clinton Statele Unite au semnat aderarea la acest tratat, succesorul președintelui Bill Clinton a retras Statele Unite din acest tratat, suplimentar semnând tratate speciale de protecție a propriilor cetățeni cu diferite state, printre care și România. Ar fi bine să reții. Cu alte cuvinte, ceea ce face un soldat american poate fi judecat doar de un tribunal al Statelor Unite ale Americii, indiferent de locul în care se petrece acțiunea. China este un alt exemplu. Poate ne amintim că am putea reține că și Israel în acea situație, nu știu dacă e atât de semnificativ. Ce reținem din această, ce am vrut să evidențiez cu această parte finală? Că marile puteri evită reguli. Evident că noi ne interesează în special statul, mai în special Rusia în acest caz, dar trebuie să reținem că în genere marile puteri evită asumarea unor reguli etice pe timp de război. Și suntem într-o astfel de situație. Ceea ce ne duce într-o altă zonă, în zona acelei abordări pragmatice în care puterea s-ar putea să conteze mult mai mult decât invocarea unor aspecte etice sau, în aceeași direcție, riscul ca invocarea încălcării unor norme etice să fie folosit doar în interes de război. Nu vreau să scuz comportamentul nimănui într-o astfel de situație, ci doar am vrut să continui perspectiva realistă lansată de colegi. Voi încheia prin o încercare de a răspunde la această problemă. Este evident că vorba tradițională românească, mai eu e mai aproape decât cămașa, în momentul în care ajunge un conflict lângă noi, suntem mai sensibili la analiza problemele etice și consecințele încălcării unor minime norme etice în timp de război asupra vecinilor noștri, asupra noastră, cel puțin din perspectivă morală. Nu știu dacă m-am răspuns la întrebare. Profit de mingea pe care domnul profesor Viorel Otil ne ridică la fileu și aduc aici în discuție și o altă preocupare a mea, faptului că etica se află în criză de ceva vreme și am semnalat acest lucru în perioada pandemiei, bioetica în criză sau criza bioeticii, în care spuneam că pandemia ridică o problemă legată de actualitatea eticii și a modului în care realizăm etică, bioetică și așa mai departe. Și acum etica în perioada de război și nu etica războiului în sine, dar etica în perioada de război pune din nou problema, mai este etica actuală, mai este etica în varianta kantiană, ori aristotelică, ori utilitaristă, ori altă formă a eticii pe care o cunoaștem, validă, mai poate să ghideze umanitatea? Și aici domnul profesor Vatilă ne spune, poate nu etica, ci poate doar dreptul, dar însuși dreptul este contestat atâta vreme cât, iată, state aflate în conflict nu sunt semnatare a unor convenții care ar impune o anumită conduită etică, cel puțin minimală, cel puțin umanitară. Și atunci mai este etica chemată să
să dea o ghidare umanității în dezvoltarea sa, sau poate umanitatea ar trebui să treacă într-o nouă etapă, într-o post-etică, în care să gândim altceva. Și iată, juridicul încă poate fi într-o anumită măsură eficient, dar poate că și juridicul în forma actuală ar trebui să suferă amendamente, câtă vreme, de exemplu, aceeași Rusie de pe care spuneam că nu este, că spunea domnul Rotilă că nu este membra acestei convenții, este însă membra Consiliului de Securitate și pune veto asupra unei rezoluții legate de propria sa activitate de război. Și poate că inclusiv dreptul internațional ar trebui să aibă ochi pentru această problemă și sunt convins că comunitatea juridică internațională va ajunge la un moment dat, a ajuns deja să-și pună pe aceste probleme, dar probabil ajunge la un moment dat și la noi răspunsuri. Dar rămânând în câmpul eticii, cât mai este etica de relevantă în acest context și dacă etica este chemată să vină în întâmpinarea juridicului și să spună așa, vrea umanitatea, astea sunt direcțiile pe care umanitatea le urmează, în aceste direcții ar trebui să se reglementeze sau pur și simplu rămânem într-o sfera unui construct sau a unei construcții sociale arbitrare legate de convenții care sunt simple negocieri între state, negocieri cu poziții de forță. Și atunci, cândva se spunea forța dreptului sau dreptul forței, rămânem în a spune că vorbim despre o convenție, despre o construcție socială a dreptului internațional, care nu este altceva decât un drept al forței transpus în convenție, sau etica ar trebui să ghideze în continuare, așa cum a făcut-o până acum, acest drept internațional al drepturilor omului și să vedem că drepturile omului nu sunt o ficțiune juridică, pentru că nu sunt neapărat conexe cu ceea ce cândva se spunea dreptul natural, ci există până la urmă elemente convenționale incluse în ceea ce înseamnă actualmente drepturile omului și care sunt legate de, iată, astfel de constructe sociale pentru a limita abuzul de putere. Cum vedeți, domnule Rotilă, această relație dintre etic și juridic, pentru că sunteți pe sfera, ați intrat pe sfera juridicului și a dreptului internațional, a drepturilor omului, credeți că eticul mai are încă ceva de spus juridicului în acest sens sau ar trebui să găsească juriștii o altă sursă de drept? N-aș intra neapărat în această problemă a relației dintre etică și drept, pentru că la rândul ei dreptul necesită, are o problemă de intervenție eficientă în acest spațiu al războiului, eficiența lui ținând, cum am încercat să sugerez, de sprijinul forței, sprijinul militar. V-aș răspunde la una din provocările anterioare, sugerând că, la întrebarea dumneavoastră, mare și mare etica rostul, v-aș sugera că da, și cred că am constatat cea mai frumoasă, interesantă, neașteptată reacție a, să-i spunem așa generic, a comunității internaționale, paranteză, înțelegem că au fost enclave de comunități, persoane care de altă opinie, dar pe ansamblu e o reacție a comunității globale împotriva Rusiei, care e o formă de presiune de natură morală. Cumva poate asistăm la o reașezare a unei, nu știu, habar n-am cum să numesc, etică globală, dumneavoastră sunteți specialiști, o adaptare la nou context. Nu știm însă, făcând o altă paranteză, nu știm cât de instrumentată este o astfel de reacție, adică să nu fie transformată într-un instrument de natură militară, dar nu cred că este cazul. A doilea răspuns pe care vi l-aș da este din zona dumneavoastră și vă spun ceea ce înțeleg eu din perspectiva eticii. Vizează diferența dintre perspectiva continentală și cea analitică.
Adică diferența dintre modelul eticii construită de sus în jos, ați amintit Aristotel, Kant și așa mai departe, bazată pe principii mari care încearcă să reglementeze toate problemele, și abordarea de tip etică aplicată, care se duce la o recunoaștere a unor limite, care merge pe recunoașterea unor limite în ceea ce privește pe cea din tâi și încearcă să rezolve problemele punctuale, așa cum se ivesc mai la root grass, limita soluțiilor existente, ținând cont inclusiv de context, făcând o altă paranteză, raportarea la marile principii riscă să rateze deseori contextul, forțează niște care duce pe, forțează etica pe zona riscului unor comportamente, unor consecințe etice și așa mai departe. Ceea ce îmi dă posibilitatea să mut mingea la domnul profesor Bogdan Popovenic, sugestia mea, către deschiderea mea, ar fi că etica aplicată e un instrument mult mai eficient, inclusiv din perspectiva problemei pe care le-au ridicat dumnealui anterior, din perspectiva viitorului. Da? Adică văzând și făcând. Vom vedea care ne sunt problemele și vedem care ne sunt soluțiile. S-ar putea ca marile principii, modelul anterior, să nu se dovedească funcțional în nou context. Pentru că domnul profesor Sandu a anticipat întrebarea pe care doream să o adresez ascultându-l pe domnul Rotile și deja s-a făcut o rotire de replici, am să îi adresez totuși aceeași întrebare domnului profesor Bogdan Popoveniuc, pornind tocmai de la provocarea aruncată din aur de domnul profesor Rotilă, și am să întreb așa: domnule profesor, oare nu învățăm nimic din trecut? De ce mai facem războaie? E mai ușor să intri în război decât să recreezi un context astfel încât să nu mai fie nevoie de război? Așa cum v-am spus, încerc să merg pe principiul realismului. Astfel de întrebări sună bine. Da, e frumos să gândim așa, dar nu așa se întâmplă lucrurile. Vreau să-i mulțumesc lui Viorel că m-a scutit să fac o paranteză în care nu eram atât de bine specializat, cu date concrete, prin care să arăt exact lucrul ăsta, faptul că, din păcate, punctul de reper care îl constituie justiția sau dreptul se dovedește la fel de ineficient ca și etica teoretică. Adică învățătura pe care ne-o dădea încă Hume, care ne spunea că în absența Leviatanului nu contează ce reglementări decizi să ai într-o colectivitate. Îți trebuie o forță care să le impună. Ori, odată ce, așa cum a ilustrat foarte bine colegul domnul profesor Rotilă, marile puteri jonglează cu aceste reguli. Sau, chiar dacă apar niște decizii, din punct de vedere pragmatic, urmează etapa următoare. Cine le pune în aplicare acele decizii? Pentru că dacă nu, este o formă de impunitate care există. Și atunci, tot ceea ce înseamnă drept internațional se reduce tot la niște convenții care sună frumos, dar care nu ajung să-și facă efectele în practică. Și atunci, din punct de vedere realist pusă problema, vedem că suntem încă la un nivel de dezvoltare, deși suntem globalizați, deși relațiile de interdependență între state, cum s-a văzut la Uniunea Europeană, nu poate renunța la gaz. Efectiv, în acest moment, nu poate. Bine, ar putea, dar costurile sunt mult prea mari ca să-și asume acest lucru în acest moment. Că și aici, a putea înseamnă ce? Când vorbim de colectivități, a putea înseamnă să renunț la gradul meu de confort, care l-am acum, sau a putea înseamnă ca eu să fac ceea ce trebuie, indiferent de costuri. Citisem cu ani în urmă un studiu care arăta referitor la schimbările globale, cred că era făcut pe Statele Unite, dar nu cred că avea chiar relevanță să fie diferențe culturale așa mari, în care
ați fi, populația era chestionată, ați fi de acord pentru o sumă de, nu știu, 5-10 dolari pe lună să se ia măsuri astfel încât să nu fie momentul în care schimbările climatice vor afecta atât de mult traiul să fie prevenite, iar dacă acea sumă creștea de 5 ori, chiar dacă rămânea suportabilă, deja procentul celor care erau de acord scădea de la 80% la 20%. Chiar dacă era vorba de o decizie, cum zicea domnul, pe viitor. Asta este, din păcate, psihologia umană. Eu iau decizii mult și sunt sensibilizat de ceea ce se întâmplă în apropierea mea și în viitor apropiat. Mult mai mult decât ceea ce este într-un viitor îndepărtat și este mai depărtat de mine. Ăsta era sensul în care eu vreau să spun că trebuie să ținem cont de psihologia umană, practic să ne o cunoaștem și să ne dezvoltăm etica și principiile în această dinamicitate. Eu îmi fixez niște standarde de dezvoltare, eu în ghilimele, ca colectivitate, ca specie, niște standarde de moralitate, care ele la rândul, care sunt tangibile, sunt realiste și prin intermediul lor în același timp progresez și mă transform prin mine pentru etapa următoare de standarde mai elevate. Pentru că altfel, în astfel de condiții de criză, cum observase și în lucrare colegul Antonio Sanu, și cum reușea și din discursul colegului Viorel Rotilă, în condiții de criză, mecanismele noastre morale regresează la cele primitive. Nici măcar fundațiile corectitudinii sau a non-vătămării nu mai au relevanța și puterea, așa cum teoretic și la nivel rațional sunt acceptate ca fundamente ale gândirii etice, nu mai au relevanță față de fundamentele loialității, ale respectului față de autoritate și a justificării prin niște valori transcendente. Adică, practic, mecanismele dezvoltate de-a lungul sutelor de mii de ani se reactivează, dar într-un context de dezvoltare tehnologică și de interrelaționalitate mult, mult nepotrivit pentru acestea, de unde toate celelalte consecințe. Adică, practic, regresăm la acei vânători cu legători care își orientează corectitudinea deciziilor în baza nevoii de supraviețuire contextuale. Și aici aș adăuga la ceea ce spunea Viorel, faptul că se pare că nu putem să vorbim de o dihotomie în ceea ce înseamnă etica de peste ocean și etica continentală, tocmai pentru că amândouă de la bun început sunt limitate prin însăși modul de construcție. Cea care îmi pleacă de la principii riscă să nu acopere contextual cazuri particulare și să fie eronată, cea care este contextuală riscă să devină prea relativist, pentru că nu mai are principii după care să orienteze. Nu că aș vedea o soluție. Practic, văd că este o problemă în ambele modalități de abordare. Aș interveni doar un singur remarcă, și anume faptul că ideea de etică aplicată versus etică teoretică, fundamentală, sistematică, deci este un subiect de discuție destul de amplu în rândul eticienilor contemporani. Poate că ar trebui înțeleasă și din perspectiva unei etici care să aibă relevanță. Pentru că
e mult prea mult pus în discuție etica, în forma ei aplicată, ca etică politică, etică profesională și așa mai departe, și foarte mulți ridică etica la sensul de forme fără fond. Pentru că trebuie să facem și o etică în cercetare, trebuie să facem și o etică în educație, trebuie să facem și o etică în administrație publică, trebuie să facem și o consiliere de etică și așa mai departe, pentru că va urma o discuție despre consilierea filozofică și inclusiv consilierea de etică, privilegiuită de o carte a domnului profesor Sandu Frunză. Intru doar un pic în amănunte și vă invit să rămâneți alături de noi și la această discuție. Poate că ar trebui să fie mai largă conștientizarea acestei nevoi de etică și poate ne-ar trebui să ne întoarcem la Aristotel, e doar o utopie deocamdată, să ne întoarcem la Aristotel, unde etica este o scrisoare către fiul său. Nu știm dacă reală sau dar e o scrisoare către fiul său, în sensul în care poate educația, inclusiv cea de acasă, ar trebui să aibă o dimensiune etică, pentru că, din păcate, în discuțiile cu tinerii, pe care le-am atât în calitate de cadru didactic, cât și de editor și în alte calități, constat că etica pierde teren în fața vânării unei libertăți cât mai largi. Oare libertatea nu este și ea însăși un subiect al eticii? Ba da, dar în momentul în care libertatea e consensuală, ești cât mai liber, vorbim de acel orizont în care datoria intră în amurg, cum spun anumite cărți de filozofie, poate că ar trebui să revenim la o astfel de etică în care preocuparea de etică să fie intensă, interioară. Și atunci, probabil că umanitatea a ajuns într-o criză tocmai pentru că am ajuns în amurgul datoriei. Și probabil că nici nu ne putem întoarce într-o etică a datoriei pure. Și poate că nici statele nu se pot întoarce, tocmai pentru că au creat o construcție, o construcție europeană sau construcție globală. Și poate că etica ar trebui să fie acel orizont de întâlnire. Dar eu spuneam o viziune utopică și mă adresez din nou colegului Bogdan Popoveniuc. Cât de utopică este etica viitorului, în contextul în care, sigur, secolul 21 va fi religios sau nu va fi deloc, sau secolul 21 va fi etic sau nu va fi deloc, poate umanitatea găsi altceva mai bun decât etica? Pentru mine, această experiență, cred că am alt branș cu va fi religios sau nu va fi deloc, cinic sau nu, mă duce la întrebarea în sensul unei singure religii? Și mutatis mutandis în sensul unei singure etici? Pe de altă parte, cred că și asta trebuie să fac această confesiune, cred că e o problemă care mă ocupă, e o problemă care m-a preocupat încă din adolescență, această relație a individului cu trebuie. Iar discursul etic va fi mereu privit cu circumspecție, pentru că el nu poate fără trebuie. Ori acest trebuie vine exact în opoziție cu această creștere a libertăților negative, în special, care se manifestă în civilizația modernă de sute de ani. Indivizii au din ce în ce mai multă libertate, ceea ce înseamnă că aria lui trebuie și percepția lui se restrânge. Și atunci, pentru a putea încerca să exprim o părere despre această întrebare, mai întâi, cum vedem această etică? Pentru că dacă luăm etica ca un set de principii instituționalizat de cine, de care instituții, în momentul ăla o obiectivăm ceva ce nu există. De aceea aș prefera mai degrabă să utilizez ca operații de lucru, ca perspectivă de lucru, această etică ca fiind o confabulație colectivă prin care specia umană încearcă să-și îmbunătățească condițiile de conviețuire
în dauna pulsiunilor naturale. Iar această confabulație comună are și, dacă vreți, diferența dintre religii și biserică. Da? Ea poate să existe instituții care să fie dedicată, dar religia rămâne probabil, exact ca în citatul respectiv, va fi religios în sensul că va exista o religie, un spirit religios, nu în sensul că va exista o unică biserică în secolul următor. Așa și cu etica. Etica constituind o modalitate de dezvoltare a ceea ce înseamnă psihicul matur al celor din specia, cum începuse Alexandra, Homo sapiens, care, odată ajuns la maturitate, au această capacitate de autocontrol, au capacitate de rezonabilitate, adică de a putea evalua când ei înșiși depășesc mult prea mult anumite limite de conviețuire, dar inclusiv acest lucru nu cred că este utopic, dar este tot o formă de wishful thinking până la urmă. Chiar dacă nu ar părea chiar atât de utopic cu o lume etică. Ascultându-l pe domnul profesor Bogdan Popoveniuc, acum recunosc, domnul profesor Popoveniuc m-a făcut să-mi pun așa o întrebare când a adus în discuție această teorie a preeminenței pentru locuri și persoane apropiate și să mă întreb, oare putem învăța etica la nivel de umanitate? Etica poate fi învățată și dacă da, la nivel individual și de acolo să pornim spre colectiv? Sau o putem învăța ca și colectiv, ca și specie? Și acum, pe finalul acestei discuții, pentru că mai avem doar câteva minute, aș vrea câteva cuvinte din partea fiecărui invitat, după care o să invit pe cei trei beligeranți de astăzi să ne mutăm într-un alt context și să mergem la terapie după ce am vorbit despre război și să discutăm despre cartea domnului profesor Sandu Frunză, despre consiliere filozofică. Deci înainte să mergem la terapie, câteva cuvinte de încheiere. O să încep eu ca să-mi mimez curajul măcar pe final. Rețin că deocamdată că noi am rămas la analiza un balans între etica bazată pe principii și etica aplicată pe de o parte și între Zolan și Zain de cealaltă parte. Cred că exact abordarea acestor probleme s-ar putea să ducă la o soluție. Și mă gândesc că aici că etica beneficiază întrucâtva și de ceea ce reușim să cunoaștem, să descoperim între timp despre comportamentul uman. Știm că avem noi discipline care se ocupă de această problemă și ele reușesc să influențeze etica. Eu aș vrea să amintesc faptul că alături de victimele prin excelență vizibile, fără nicio discuție, ale războiului, în special civile, sunt victime și militari. Ori militarii se împart în două categorii. Unii au vrut să fie acolo, alții nu au avut de ales. Da? Și sunt niște oameni puși în anumite situații care trebuie să se descurce, să găsească niște soluții inclusiv pentru a împăca ordinele pe care le primesc cu niște comandamente etice. Da? Și există uneori riscul să aplicăm niște standarde prea înalte de judecată, ratând necesitatea adecvării la context. Să ne amintim, spre exemplu, că problema enormitățile celui de-al doilea război mondial au avut drept consecințe, unul din multele exemple, în studiile lui Stanley Milgram, privind obediența față de ordine, urmate apoi de Philip Zimbardo, cu experimentul Stanford și așa mai departe. Ori noi ne amintim, spre exemplu, că problema armatei americane, problema soldaților, destul relativ puțin raportat la ce se întâmplă în Ucraina, să nu creăm o imagine greșită, dar problema comportamentelor, abaterilor de la norme, militarilor americani a fost rezolvată sau s-a încercat o rezolvare de tipul merele sunt putrede. Adică problema era cu acei soldați. Da, însă problema a rămas. Întrebarea este dacă nu cumva coșul este putred. Întrebarea este, și aici aș vrea să închei, avem posibilitatea să construim un coș
adică să organizăm sisteme astfel încât militare să aibă comportamente etice. Eu aș sugera așa intuitiv pe dovezi anecdotice că nu este posibil și mă leg de ceea ce am spus în introducere. Când au început armele, etica încape foarte puțin, cu principiile etice încape destul de greu în acest spațiu. Deci avem o problemă, trebuie să schimbăm cadrul de referință. Dar cred că problema o vedem și în comportamentele noastre aproape cotidiene sau măcar în spațiu virtual. Începem să devenim din ce în ce mai violenți. În limbaj, în adresare, nu mai reușim să vedem tabloul pe ansamblu. Ori asta s-ar putea să fie o problemă. Deocamdată s-ar putea să funcționeze eficient, dar pe termen lung nu mi este clar dacă funcționează eficient. Încerc scuze dacă am fost prea ambigu, dar încercam să las locul altor discuții, să nu sugerez că nu am soluția și nu am o soluție la astfel de problemă. Vă mulțumesc! Cred că pentru ca să rezum perspectiva pe care am avut-o, aș putea spune că marea tragedie a războiului este faptul că, în cel mai bun caz, există dileme etice la nivelul statului major, pe când adevăratele probleme morale sunt pe câmpul de luptă. Dar cei care decid nu sunt acolo. Atât. Pentru că mi-a rămas mie sarcina să creionez și punctul meu de vedere final, deși nu am un punct de vedere final, mi-am pus mereu întrebarea dacă putem să gândim etica pe niveluri de realitate, așa cum poate gândim ontologia, așa cum poate gândim teoria cunoașterii, poate etica fi gândită pe nivelul de realitate. Un astfel de nivel de realitate ar fi situațiile de criză. Că vorbim de criză umanitară, că vorbim de criză existențială, că vorbim de criză biologică și așa mai departe. Un nivel fundamental de existență a umanității este situația de criză. Și atunci, acolo, construcțiile de genul așa trebuie se întâlnesc cu situația așa este. Și ne întoarcem la una definiție a conștiinței morale. Conștiința morală e aceea care se implementează în așa este. Și dacă o persoană are această conștiință morală, nu va avea dileme sau va avea foarte puține dileme morale, doar atunci când realmente există un conflict de valori. Ambele valori fiind importante. Altfel, conștiința morală te-ar duce în mod natural către un comportament etic și poate că de aici și propria conștiință morală să fie universală și alte idei asemănătoare la Kant. Dar conștiința morală nu se formează în abstracto. Conștiința morală se formează în concreto, adică în experiența morală trăită. Și experiența noastră morală trăită este experiența confruntării. Suntem într-o societate în care puternic competitivă, în care competiția, confruntarea este fundamentală. Fără confruntare nu avem dezvoltare. Experiența juridicului este una a contradictorietății. Juridicul se face prin contradictorietate. Și atunci când această contradictorietate, confruntare, cumva deraiază, nu ar trebui să ne mirăm că deraiază în sfera conflictului, inclusiv a conflictului extrem, acelui militar. Și poate că un pas ar fi o etică a cooperării, o etică a comunicării, a discuției. Și de aici, cred că poate cea mai firească trecere către ideea de consiliere filozofică și de etică, pe care o vom aborda în următorul eveniment legat de cartea domnului Sandu Frunză, pentru că comunicarea, ne spunea cândva domnul Frunză, comunicarea construiește realitatea.